Salutare, prieteni! Vă prezint acum cele două culori, portocaliu și roșu, varianta Premium Edition, baton 3 Olight. Asta înseamnă că avem o lanternuță împreună cu o cutiuță de reîncărcare, la fel ca la căștile wireless. Ambalate în cutii de carton. Ediții limitate, Premium Edition, da, Limited Edition, deci asta portocalie nu o să mai fabrice, asta cred că o să mai fabrice, asta pe roșu, amândouă sunt absolut superbe. O să facem un scurt unboxing și o prezentare scurtă. Hai să o desfacem pe asta. Avem o de asta aici, pull out, să ne ajute să o scoatem. Lanternuța ambalată într-un plastic de asta, exact cum vin telefoanele mobile. Cutiuța din interior este portocalie, foarte mișto. Da? Cu accesorii și avem thank you cu mesajul, cutii foarte, de foarte bună calitate, observați, asta este lucios, așa ieșit în afară. Olight știe să prețuiască clientul. Hai să vedem ce accesorii avem aici. Un cablu de reîncărcare. Și mai avem ceva. Hai mai. Da. Ok. Să scoatem și lanternuța. Pe aici. O experiență de unboxing foarte plăcută. Deci avem cablu, lanternuță, manuale, dăm deoparte, un microfiber, o lavetă de curățare, foarte mișto, mulțumim Olight. Și cu ce să începem? Deci cablu de reîncărcare. În cazul lanternei portocalii este chiar portocaliu, pentru că este limited edition, da? USB-USB-C, cutiuța portocalie, hai să punem și asta este varianta pe roșu, la asta roșie, nu mai țin minte, dar verificăm imediat, cred că acel cablu de reîncărcare este albastru. A, nu, este tot roșu. Foarte mișto. Ok. Deci cablurile asortate la cutiuță. Lanternuțele să le scoatem. Are o protecție. Asta am scos eu deja de aici. Ok, deci așa arată conținutul pachetului. Două lanterne superbe, sunt niște culori absolut superbe. Hai să elimin asta. Deci în lanterna, în momentul când o băgăm aici, da, ea se va încărca din cutie de aproape 4 ori, în plus față de acumulatorul inițial. Practic noi o să încărcăm doar cutia pe mufă USB-C. Aici, cu acest cablu, băgăm ăsta, ca mufa cealaltă, o introducem în orice încărcător de telefon, tabletă, mufă de la laptop, absolut oriunde. Exact cum sunt căștile wireless, Bluetooth. Cablurile sunt metalice, de foarte bună calitate, groase văd,
cu stripul ăsta de silicon, care îmi place maxim, eu mi-am luat niște de astea să-mi prind toate firele, ca să nu stea așa aruncate. Ok. Nu o să insist pe chestii tehnice, urmăriți review-ul lanternei pe negru. Așa arată lanternuțele. Hai să vi-l arăt pe rând. Deci cutiuța așa, un portocaliu cu perlat, însă este cu tentă spre negru, așa mi se pare, foarte interesant, cu logo-ul Olight aici în față. Olight, mufa de reîncărcare aici. Nu este, este ok, nu este foarte mare. Da? Așa arată. Practic acolo în fund este exact pastila și lanterna lui și pac, și acum se încarcă. Viți asta verde, mi arată că este încărcată. Asta o puteți păstra așa. Când aveți nevoie, este un extra, o autonomie extra de 4 ore aproape, 3,7 ori. Se încarcă lanterna în cutiuța asta. Ok, să vă arăt și pe cea roșie. La fel, aceeași poveste. Un roșu cu tentă spre negru. Este mult mai pronunțată față de cea portocalie, dar foarte frumoasă. Deci ambele culori sunt mișto de tot. Lanternuța este ușor mai deschisă ca și cutia. Da? Pac. Uite, asta se încarcă. Observați LED-ul aici. Când încărcăm cutia, are el propriul LED aici. Da? Ăsta se va aprinde roșu când e gata încărcată cutia. Cam astea sunt lanternele Olight Baton 3 Premium Edition. Scrie aici wireless charger, atenție, se referă la că lanterna se încarcă fără niciun fir, o bagi aici, deci cutiuța asta nu merge așezată pe un încărcător wireless. Se încarcă prin mufă USB-C. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată!